O femeie din California a născut copilul unui străin după ce a primit embrionul greșit la o clinică în timpul procedurii de fertilizare in vitro. Daphna și Alexander Cardinal spun că în septembrie 2019 au devenit părinți unei fetițe care nu seamănă deloc cu ei. După două luni, familia a decis să facă teste ADN care au stabilit că cei doi părinți nu erau înrudiți biologic cu copilul. Soții Cardinal au dat în judecată Centrul pentru Sănătatea Reproducerii din Los Angeles, precum și laboratoarele Invitrotech, un laborator de embriologie, reclamând malpraxis medical, neglijență și tăinuire. Niciuna dintre companii nu a vrut să comenteze situația. Centrul pentru Sănătatea Reproducerii din Los Angeles i-a ajutat apoi să găsească cuplul din California, care a primit-o pe fica lor care s-a născut cu o săptămână mai târziu. Fica soților Cardinal avea aproximativ 4 luni când i-au văzut-o pentru prima dată. După mai multe întâlniri, cuplul le-au convenit să treacă prin procesul legal de schimb formal de copii, care a avut loc în ianuarie 2020. Durerea și confuzia din familia ei nu pot fi neglijate. Amintirile noastre despre naștere vor fi întotdeauna contaminate de realitatea dureroasă că fiica noastră biologică a fost dată altcuiva, iar copilul pe care m-am umplut să-l aduc pe această lume nu este al meu. Mi s-a răpit binecuvântarea de a-mi purta propriul copil. În loc să-mi alăptez propriul copil, am alăptat și m-am legat sufletește de un copil pe care mai târziu am fost forțată să-l dau, a spus într-o conferință de presă femeia. Ea a mai adăugat că incidentul a fost și mai greu de suportat pentru fiica lor de 7 ani, care s-a chinuit să înțeleagă schimbul. Potrivit procesului, cuplul a cerut ajutor de la o clinică de fertilizare în vara anului 2018. Daphna Cardinal a născut în anul următor un copil pe care l-a crescut al ei și al soțului ei. În sala de nașteri, Alexander Cardinal se aștepta la un copil frumos, dar a fost șocat să vadă că fetița era cu pielea mult mai închisă, se spune în plângerea depusă la instanță. Daphna Cardinal, terapeut și soțul ei compozitor și cântăreț, spun că au avut nevoie de tratament pentru simptome de anxietate, depresie și stres post-traumatic. Adam Wolf, avocatul care îi reprezintă pe cei doi soți, a spus că cealaltă familie intenționează de asemenea să intenteze un proces, însă dorește să-și păstreze anonimatul.